Genshin! Da. Genshin! Doi strigoi. Hei, eu sunt Jang, el este Wei, noi suntem 2-0. Noi suntem doi strigoi, de fapt. Mai bine nu mi-arăt dinții, că nu i-am. A, nu, arată-i că sunt dinți de vampir sau dinți de strigoi sau whatever. Nu mă, eu sunt Jang, am dinți perfecți, el e Weed, noi suntem doi strigoi, suntem la un alt episod în care jucăm cu Kim Jong-un. Jucăm Devotion. Devotion? Nu, e cu fantome sau vampiri? Sau cu stafi? Nu e, măi, e o poveste tragică. O să-ți zic eu mai multe despre chestia asta, dar jocul ăsta a fost banat de pe Steam, bă. Ha, păi și tu cum îl ai? Ia, prin minunatele căi ale internetului am reușit să fac rost de el, de la o cunoștință din America Centrală de Sud. Mulțumim, și... internet. Și îl jucăm. Oricum, jocul ăsta e super apreciat de foarte multă lume și multă lume îl ia prin căile internetului, pentru că Steam-ul, practic că vrei să dai bani, să rogi Steam-ul cu bani, să-l cumperi, da, nu, nu ai cum. Scos. Și de ce te întreb? De ce este scos? Uite, de ce? Mamă, ce mă sperie când se face blur-ul ăla de... Îți zic eu de ce l-au scos, mă. Radio. Eu prima dată, în prima fază, am crezut că l-au scos pentru că e povestea tragică sau brutală sau nu știu ce. Sau așa. E prea scary sau e prea... mă rog. Dar nu. Ce că apare la un moment dat o poză cu Xi Jinping care este, și cu soția lui, care este liderul Partidului Comunist din... sau mă rog. Dictator sau ce e el acolo. Pe din China. Tablou din spate? Nu, aia e familia mea. Și el, da. Eu nu am cap, după cum vezi. Oh, de ce? Da, deci pentru că apare poza cu acel domn și cu soția sa. L-au scos de pe Steam. Jos cenzura. Hai să sunăm pe Adrian Păunescu să dăm drumul la cina cu flacăra. Și hai să începem, domnule. Haideți să începem jocul. Deja, eu văd că fumează, vezi? Devotion. Da. Sau, cred că e un betișor de la cu arome. Nu e betișor, dacă aici înveți cursorul și acolo? Da. Nu, acolo este mânerul de la boală. Nu, sau o lingură. Uite unde e logo Devotion. Ah, da, e un betișor. Ești gata să începem? Da, sunt mai gata ca niciodată, adică deloc. Nu vreau să joc jocuri horror, e un lucru pe care îl urăsc cel mai mult. Nu-mi place să mă speriu, nu-mi place să-mi frece inima, nu-mi place să-mi palpitații. Doi nu-mi place să... strigoi. Suntem în casa noastră. Apartament? Mamă, cât de comunist e apartamentul ăsta. Păi foarte comunist. Ne uitam și noi la televizor frumos. Super, televizorul ăla vreau să-l am. Din tot apartamentul vreau televizorul ăla. Bate cineva. Ah, ești ca nienșima. Soția, mă. Xing. E nevastă mea, mă. Da, mă. Cute, are voce ok, nu ai ce să te plângi. Aha. E bine până acum. He's probably hanging with the crowd. Ce? Despre cine vorbește? Despre fica noastră? Fica noastră, da. Da, chiar fica noastră. Ah. De unde știi? Ah, care nu e acasă, nu? Nu e acasă. Uite. Principal. Asta e directorul. Mei Xin. O cheamă Mei Xin. Mei Xin Tsun. Bă, nu cumva niște ciorbă din aia. Nu, lasă. Uite, după cum vezi, peștele e crud pe masă. E o metodă așa bună când vii de la muncă și îți put picioarele să pui un pește pe masă, știi? Că așa nu mai știi. Milos, nu? Nu mai știi, da. Bă, mă enervează comunismul, că fii atent. China are o super cultură în spate, da? Are un stil mișto arhitectural. Dar comunismul a stricat cultura aia. Și uite, are bibliotecă exact ca a noastră, vezi? Se schimbă ceva. Ce? Vezi că trepidează ecranul? Ba da, dar cream că e de la sucul ăsta. E de la sucul ăla de pe masă din oală. A, ce nu știai? Ei așa beau suc. Nu-ți spune că soția mea nu există de fapt. Nu-ți spun nimic. Dar există și este o femeie pe cinste. Mua! O, doamne. Nu o să fie bine. Dar ce se întâmplă cu el? Mei Xin e fica, nu? Mei Xin e fica, e fata noastră, da. Cred că fata noastră, fata 2-0. Cum cred eu că s-a întâmplat? Eu cred că mi-a omorât familia.
Tu? Jocul e despre asta. Da, adică e un joc. De ce s-a întâmplat? S-a schimbat tot. Am adormit? Oh! A, am crezut că e piciorul cuiva. Și sunt două mâini. De fapt. Așa m-am trezit astăzi. Am adormit la prânz, era soare afară. Și m-am trezit pe beznă. Mamă, te-ai trezit vreodată așa în fața televizorului și să lumineze nu. Televizorul așa? Nu, chiar așa nu. Ce frutură prin sfragerie? Ce bine că e lumină. Dar ce bine, ce nașpa că nu e lumină peste tot. Ia să vedem. Trebuie să tot să descoperi chestii de genul ăsta. Uite, asta este un desen pe care l-a făcut Meishin. Mami tati și cu Meishin. Așa desenează și Wade. Doodles. Asta face el. Da, mă? Vrei să te speri în jocul ăsta? Da, dacă vei încerca, of course. Uite, dacă nu mergi acolo o să-ți fiu recunoscător, nu! Unde? Nu merg aici. Că aici încolo, nu. Ba da, dar aici ne vorbea soția noastră din bucătărie. Ovidiu, uite-le pe acvariu. Ăla e peștele pe care mâncam? Este peștele nostru, Petrica îl cheamă. Red Arowana, a pet. Fish considered to bring luck and prosperity. Da, mă, ăsta nici n-are ochi. E viu sau mort? E viu. Dar în aceeași timp n-are ochi. Să mă uit aici? Nu. Asta e bucătăria. Da, mă, ce se poate întâmpla? Practic nu vezi nimic. Mamă, ce plouă afară. Mai și plouă afară. Deci soția nu e acasă. Știi ce? Era doar o voce în cap. Bă, mă, cât acasă are? De obicei, în comunism, ai și tu, în apartament restrâns, așa? E o casă mare, dar noi trebuie să mergem pe hall-ul ăla, da? Mhm. Și atent, două secunde, că mi s-a pixelat ecranul și nu suport. Stai puțin. Nu e bine ce faci. Acum, imed, poți din nou. O să ți se ducă camera. Acum e ok, da? Începem. E bine, da. Gata, am revenit, scuze. Se vede bine? Da, se vede bine. Da, și vreau să nu vă bine. Tu vezi acolo că pare o fetiță care stă pe scaun, vezi? Aoleu, ăla-i capul fetiței? În față. O vezi, da? În față. Să zicem, da. Zici că e cineva care stă pe scaun. Da, dar cred că e o oală. Eu așa văd că e o oală. Ok. Tu ai zis că e fetița. Nu se poate vedea nimic. Aici nici vreau să... Da, intrat prin aici e ușă? Da, pe aici intri în apartament și e blocat. Meishin, cine? Bă, unde mi-e jucăria Zelda? Trebuie să vină acum două luni. Nu, bă, chiar. Nu-mi prea place să merg pe holurile astea. Nu te sperie? Nu. Da, mă, ai avut dreptate, e o oală. Nu e o oală, e o ceva. O găleată. Da, eu îmi dau seama de formele umane, mai ales hârtie cele igienică. Feminine. Pentru toată lumea. Bine că avem hârtie igienică. Hârtie igienică tuturor. Putem să punem direct, mă rog, nu vreau să zic, e gros. Pe aici se iese, mă, din apartament. Dar nu se iese, am intrat în apartament înapoi, că e același apartament. E genul ăla de joc, m-am prins. E ca PT, sau PT, sau știi tu, cum se numește, Resident Evil ăla care încă n-a... Nu, Silent Hill-ul 6 sau 7, nu mai știu care. E că e psihologic așa și treci dintr-o cameră într-alta. Treci în același hol de fiecare dată și mereu se schimbă câte ceva. Uite, mă. Meishin, da. Li Fang și eu. Bă, Li Fang, fine. Super fine. Li Fang, yes, sir. Dar eu, cine a făcut, mă, vecinul de la 2, cine a făcut poza aia? Li Fang will bang. Yes, Li Fang will bang. Ok, trebuie să... Deci peștele e mai viu ca de obicei? Ia să vedem. Nu, e la fel. Tot n-are ochi. Ok. Ce-o fi aici? E ceva schimbat, clar. Puțin mai multă lumină. Nu mai plouă afară. Asta e diferența. The other apartments. Fire? Ce? Fire escape. Da, fire escape, dar... Deci, practic, noi mergem înapoi în timp, nu? Și așa. Ne vedem apartamentul. Ce e aici? Meishin's room. Da, n-ai cheie. Se închide și face prostii. E grasie. X și 0 pe pereți. Artificii pe tavan. Aici baia presupună dreapta. Nu vrea să intri. Nu-i pregătită pentru tine. Li Fang. E închis la baie. Asta nu pot să deschid. Li Fang, I'm ready to bang. Deschide ușa. Ești gata să vezi?
Opa. Niciodată nu sunt gata. Și intri din nou în apartament, nu? Uite-l pe It. E un hall. Da, e o umbrelă care stă în aer. Deci că e baronul lui It. Nu-mi place. Dar nu e bine să te duci într-o... Bă, chestia asta nu-i bună niciodată, mă. Să te duci într-o umbrelă roșie. De unde plouă, că e... Trebuie să te uiți în spate. Trebuie să te uiți în spate. What? Intensiv. De ce trebuie să te uiți în spate? Opa! Ha! Oh! Ce e? Mi Feng? Shen Xing? Da. Mi Xing? Stai să beau niște apă. Nu, în spate e întuneric. O să mergem aici. S-a schimbat ceva. Da, mai este plouă. Este deci de la... Ploaia aduce bad luck, ceva genul. Așa e în China, nu? Da, și broaște. Ce e asta? Oh, da. Aici vine poștașul să... Cheie. Am luat cheie, ok. Am luat-o, așa. O să intri în casă la Shen Xing. Year of the Monkey, 1980. Oh, a fost cel mai groaznic an. Ceaușescu. Să descuie în casa. Deci iar intrăm în casă, nu? Mm. Stai. Mamă, ce-am crezut că e Li Feng. Păi poate ea e, nu? Poate, asta, dar nu e... A, e înainte să ne instalăm. E când... Deci, Year of the Monkey e 1980, da? Da. Ce e asta? Liu Ye. Script moving in. A, ăsta e scriptul. Adică? Păi, Li Feng's photo... Machine Doodles, Li Feng's photo, script moving in, living hall, daytime interior, close-up, bla bla bla, nu știu ce. Așa, tu spui cuvinte, dar nu faci niciun sens. Cum adică? Ah, asta e scriptul. Următorul chapter din poveste, cum ar veni. Ah, ok. Deci trebuia să găsești biletul ăla ca să înaintezi. Da. Pucio people! Uite mă pe doamna Li Feng. Închide radio ăla, că e spamant. Chica. Nu pot să-l închid, nu pot să-l închid. Oh, doamne, Skrillex? Oh! Chongqilex. Și trofeu. Ține pe ăla să dai cu cap la fantoma aia? Păi da, țin. Dar de ce... Mă enervează când stă o fantomă liniștită pe loc, așa. Uiți la ea și după aia începe să facă empty dish. Auzi? Sunt chestii mai... Opa! Opa! Cineva? Oh, vine iar fantoma! Nu vine! Ne aducem aminte! Usually read his dinner for us. Da, și? Ce fac? Iau ăsta? Dish singur. Nu. Dish detergent. Așa, back. Tu trebuie să-i speli vasele în memoria lui Li Feng, care de obicei pregătea masa, nu? Aici de ce nu pot să intru? Artificii pe... Am văzut tot ce era de văzut de aici, nu? Nu știu. Tu vei continua... Opa, indiferent. E deschis la Mei Shin, în cameră. Da, în sfârșit. Deci e exact ca P.T. E exact ca jocul P.T. Urăsc genul ăsta de horror-uri. Ce fac aici și de ce nu văd nimic? Pentru că e întuneric și ai nevoie de lumină ca să vezi. Așa funcționează retina. Mulțumesc frumos, Jeng a avut media 10 din clasele 5-8. Te rog să nu mai apară la biologie. Poasta aia. Asta e incredibil. Aici nu pot să intru niciodată. Dar nu poți face un speedrun? Nu! Cum adică? Adică fără să uiți înapoi cum te-ai uitat atunci. Păi nu, că mergi foarte încet. Jocul o să mă uit înapoi ca să sperii pe geam. Uite, e pe perete ceva. Da, știu. Dacă nu aici, pe partea cealaltă. Trebuie să-i aduci poza la aia să-i pui aici. Stai, păi am luat-o. Nu cred. A, ba da. Foto, da. Uite, Li Feng, vei trăi aici veșnic. A? Și? De ce nu pot să pun? Du-te mai aproape. Use cu E. Mamă, este model! Dar cum a ajuns fantoma? Mamă, ce-a crezut că e patul plin de sânge. Este model, este faimoasă. Eu mereu am capul tăiat din poze, mă. E ceva cu mine în regulă, crede-mă. Că e în capul tău totuși, nu poți să-ți vezi fața în cap, în vis. Știi? În vis vezi fețele altora, nu poți să-ți faci fața ta. Li Feng, Wood Bang. Bă, 100 din 100, 10 din 10, 9 din 8.
Este soția mea, te rog frumos. Da, și în cazul ăsta și a mea. Uite, nu ți-ai pus aplici pe perete? Nu mi-am pus, dar în cazul ăsta... E cineva la baie? Nu. Doar nu s-a închis pe dinăuntru. Să facă prostii. Sigur, nu mai duc la mansion în cameră. Ai vrea să nu iasă nimic de după pereți. Nu mai duc la mansion, am fost. Păi, da, știu. Urăsc casele care au multe cotituri. Da, casele astea asiatice. Nu, toate casele care au cotituri în general. Și în jocul trecut avea foarte multe colțuri, știi? Să mai facem ceva aici? Da, să terminăm jocul mai repede. Asta era aici? E oglindă, nu? Da, și nu mă văd în ea. Opa. Ești Edward Cullen. Display cabinet. Pune trofeu. Da, bă, așa e. Da, bă. Mamă. Stai. Ești bun la ceva, dar nu știu la ce. Ce fac? Biblia. Ce faci, nu știu. Am zis că ești bun la ceva, dar nu știu la ce. Bun, multe nu înțelegem. La karate, mă. Bă, ți se pare că Discord-ul era razna în ultima vreme cu audio-ul? Da, de... Discord-ul era razna în ultima vreme. M-am speriat. Bă, ce... De ce este mult mai liniștitor să te uiți printre degete, știi? Ca și cum ești protejat de un grilaj. Unde trebuie să merg? Undeva în beznă. Sau nu... Opa! Mamă, am crezut că e o formă de om. A bubuit aici. Cine ce-a făcut? Ce-ați făcut? A fost clar un accident și... Uite, bravo. Decorative doll made of icing. E pentru tort. Da, clar a fost un accident... Câtă muzică? Maybe I'll never leave you. Auzi, da? Da. Opa. Shin-shin. Shin-shin, mai shin. Li-fan. Li-fan, mai shin. Stai, ce se întâmplă? Oh, nu, iar vine în spatele tău. Te rog, de data asta nu mă uit. Mâinile, l-ai văzut? Nu. Gata, poți să te uiți, mă, ce-ai? Sigur vine ceva aici, de-aia mi-ai zis să mă uit. Asta e cartela cu care intră un bloc? Nu. No. Era ziua mea? A, la mulți ani, ai primit un... Oh, domne. Un an de căsătorie cu demonul ăsta. Uite-n ochi! Sulta. Uite alt ochi. Deci tu ai făcut cumva un incendiu în casă, nu? Nu, am primit de la ea lighterul ăsta. Știu, dar cumva a luat foc casa. 1980. 8 pi. 8 pier pătrat. Cine mai minează pi? Vreau să vă întreb. Tu. Faceți mai repede să ajungem o dată la 100 de milioane de pi users. Ia uite, că atunci vom intra pe mainnet. Ce? My dear Feng Yu. Present card. My dear Feng Yu, this is the lighter you've always wanted. Mi-a luat o brichetă, mă. Must be exhausted from all the unpacking. Kiss and rest. I wanted to know that I'll support you always. Happy Father's Day, your loving wife. Ok. Și? Ce fac cu ea? Unde sunt aici? În apartament. Opa! Șobolani! Ai șobolani în casă? Nu sunt șobolani. Nu vreau să mă uit. Aici sigur apare ceva. N-are cum să n-apară ceva. E prea beznă în casă. E soneria, mă. Știu. S-a oprit. Dar făcea ca un șobolan. Cine? Holurile nu sunt bune niciodată. Holurile noastre toate. Bă, de data asta chiar îmi pare rău, dar nu vreau acum. Simt inima când bate, o să țin ochii închiși. Înaintez? Bă, hai să mergem. Până la urmă ce se poate întâmpla? Da. Tata. Și nici nu mă uit în spate, știi? Da, nici eu. Ce e asta? Anul tigrului? Nu știu. S-a deschis foarte puțin. Cheie. Hai, succes. Ok. Bă, acum ai trecut prin hall fără să apară nimic, nu? Că n-am auzit nimic. Da, nu m-am uitat în spate. Cred că asta e cheia. Poți să mă uit? Da, poți să te uiți. Da. Suntem noi în toate ipostazele împreună cu soția. Dar cumva în toate astea lipsește fiica noastră. E o legătură cu asta, nu? Da, exact.
erai mare fumător. Item ți-am for zis... every writer. Ai, eu eram tu, writer, mă. Tu o să lași cumva țigara și o să dea foc la apartament și o să mor familia. Zici tu că asta e povestea? Eu așa cred. Opa, avem deja aici ceva. Deja a băbuit și... A. Zi, zi în continuare. Nu, băbuise și panoul electric, clar a fost un incendiu. A, asta era pagina din catalog de la școala lui Mei Shin. Absențe multe, nu? Absențe multe. Fumează și ea. Uite, mă. Opa, nu e peștele. Da, clar peștele vine după noi acum. Auzi, uite, oh, ce m-am speriat. Ai speriat? S-a mânat cu aia care a fost pe hol, știi? Și cred că apare că se întâmplă ceva cu lumina. Aici nu e nimic de... Aici niciodată nu putem să intrăm. Nu e nimic de mâncare, eu soție care... Oh! S-a mișcat! S-a mișcat! S-a uitat la pește, știi? Opa! Nu mă mai uit, nu mă mai uit, iartă-mă! Dar nu știu... nu știam că vine în spate. Se mișcă după mine? Hă? Ai zis data viitoare? Nu, dar putem să facem data viitoare, că mă uit acum la... La 2-0 pe televizor. Ok, nu te uita. Alte clipuri, colecția mea de jocuri și console, uite. Tu nu te uita, uite-te aici. Opa, putem să intrăm la Meishin. Oh, intră, da, te rog frumos. Hai să vedem ce episod începe, că e un playlist. Ok, vrei să facem data viitoare? Da, data viitoare la 2-0. Eu am fost Jang, el a fost Weed. Urăsc Halloween-ul. Și urăsc... De ce trebuie să facem video de groază, Weed? Halloween nu e tare. Halloween. Ea a fost Jang, a fost Weed, ea a fost Mei Shing. Știi? Că la Shaggy și Scooby. Shaggy, tu cu vel. Și se salută unul pe altul și Scooby îl salută pe monstru care în spatele da, lui. Da, dă noroc cu el. Da, mă, hai. Mai continuăm dacă vrei, dar nu acum. Nu mă okay. Sunt bine. Ok. Pa. Pa.